Deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei și din capitolul 25 să citim Cuvântul Sfânt începând cu versetul 1 la versetul 13. După citirea Cuvântului Sfânt, împreună cu fratele Anciuța, ne rugăm lui Dumnezeu. Fie ca Harul Ceresc să însoțească mai departe lucrarea Sfântă, fiecare inimă care laudă pe Domnul, fiecare gură care înalță cântări de slavă lui Dumnezeu, fiecare gură care propovăduiește cuvântul, fiecare inimă care primește cuvântul și toată lucrarea să fie pentru slava lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 25, primele 13 versete, păstrează scrisă pilda celor 10 fecioare rostită de Domnul Iisus Hristos, care a spus: atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite și-au luat candelele, n-au luat cu ele unt de lemn, dar cele înțelepte
împreună cu candelele au luat cu ele și un lemn în vas. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate ce au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unt de lemnul vostru, căci mi se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unt de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unt de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu ele în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-mi! Dar el, trebuie să spun, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vedeați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Amin. Să ne rugăm. În ziua de astăzi, am îndreptat pașii noștri spre locul acesta, unde cu totdeauna ești prezent de amintiți cuvântul tău. Bine cuvântă, Doamne, pe cei care găsesc cuvântul tău, la capitul adevărului peste ei, să găsească drept și curat cuvântul tău, și noi să-l putem înțelege, să-l putem primi și să-l putem împlini în viața noastră. Fii binecuvântat pentru toate, de acum să te îndrezi veci. Amin. 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 Vă rog să vă reașezați. Spre slava lui Dumnezeu, urmează câteva cântări și versuri. Corul mixt, formația în care se găsește, va înălța cântarea Eu te chem, Doamne. Apoi, fratele Vasile Horvat va cânta și cântarea spune, aprindem Doamne, inima. Amin. Să nu fie doar o temă din cântare, ci să fie o realitate spre care se tinde cu toții și mai departe. Apoi, Flavia Mocan va recita și grupul de tinere urmează să cânte pe catarg de trapelul speranței. Extraordinară declarație, dar asta cum am spus în partea cealaltă și aici, să fie realitate într-adevăr pentru fiecare dintre noi, să avem înaintea noastră totdeauna numele Domnului ca un steag și El ne va da totdeauna speranță. După cântări și versuri vom fi împărtășia Cuvântului lui Dumnezeu, care urmează să fie propovăduit în fratele Sfântul Vigel. Domnul să-L binecuvinteze și să ne binecuvinteze cel prea înalt pe toți. Amin. Thank you.
Lăudați și binecuvântați să fie Domnul. Și Domnul să ne aducă inima la toți. Și dacă ne apune Domnul inima la toți, după cuvântul Său va fi și pentru ziua duminicală, învățătoare, învățător, și pentru toată lucrarea Domnului. Domnul să lucreze și ne scoate oamenii din cum mai poate să facă. Mai scoate, Doamne, oameni ca Ilie, prin Duhul să se roage cu tărie. Prorocii mincinoși să tremure, să vadă că numai Tu aprinzi jertfa de seară. Prorocii mincinoși să tremure, să vadă că numai Tu ești Dumnezeu în țară. Aprinde-mi, Doamne, inima să ardă în lucrarea Ta. Că secerișul Tău e așa de mare, mai scoate lucrători pentru ogoare. Amin, amin! Mai scoate oameni ca și Iosua, în flăcăra să lupte toată ziua, să lupte neîncetat, iar și în miez de noapte, să cadă porți și ziduri blestemate. Vrăjmașii tăi și ai noștri să fugă în pustie, și printre noi nici când să nu mai fie. Aprinde-mi, Doamne, inima să ardă în lucrarea Ta. Că secerișul Tău e așa de mare, mai scoate lucrători pentru omoare. Mai scoate oameni ca și Daniel, fereste să deschidă către cer. Când mulți nu s-au rugat, cuprinși de mare spaimă, aceștia să se roage fără teamă, să nu se înspăimânte de lei ce se doapă, că și de acolo mâna Ta îi scapă. Aprinde-mi, Doamne, inima să ardă în lucrarea Ta. Că secerișul Tău e așa de mare, mai scoate lucrători pentru omoare. Aprinde-mi, Doamne, inima să ardă în lucrarea Ta. Că secerișul Tău e așa de mare, mai scoate lucrători pentru omoare. Amin, amin. Pe țărmul Galilei părăsite, plâng vrejele semanțe în nopți veci, plâng inimile noastre pustinite. Rămâi cu noi, Iisuse, de ce pleci? Ne cheamă pasii Tăi să regăsim miresmele iubirii pe poteci. Ne va fi dor, ne va fi dor mai mult decât trăim. De ce să pleci, Iisuse, de ce să pleci?
Ai fost cu noi când apele adânci ne-au tulburat cărarea și te-am simțit cu noi și atunci când liniștit-ai marea. Ai fost cu noi, ocrotitor, când, speriat de valuri, strigam spre cer, după ajutor. Visam semine maluri. Acum, asupra noastră, nori de întrebări, răscruci de suflet strigă pentru veci și priamătă neliniștite zări. Rămâi cu noi, Iisuse, de ce pleci? Ai mers mereu alăturia de noi, mărindu-ne prin rugăciuni tăria, prin vânturi mari, vifore și ploi, dând piept cu vijelia. Iar dacă am stat sub crucea grea, zdrobit cu rănea mare, a fost ca să primim cu plinia coroana slavei tale și ca să știm ce greu ajung la capăt cei ce luptă, ne-ai dus prin spin, pe drumul lung, cu haina toată ruptă. Dar n-am simțit atunci dureri, nici viscolii de noapte, simțeam doar cum ne dai puteri, cu dulci și sfinte șoapte. Ca să putem ajunge sus, lumin în fața porții, cu al tău toiag, tu ne-ai condus prin valea umbrei morții. Când fața scrisă ți-o vedeam și slava ca prin ceață, din lacrimi ne-ai făcut un geam ca să o privim măriață. Și niciun chip nu poate fi mai bun, mai blând, mai dulce, ca sfântul chip ce azi privim în lacrima ce curge. Acum este târziu și suntem prea străini. Se simte aproape ziua de apoi, ca să ne împarți vecia de lumini. Rămâi, Iisuse bun, rămâi pe veci cu noi. Amin. Să pornim cu credință,
Frați și surori, v-a spus vreodată întrebarea când va veni Hristos să ne cheme la nuntă? Care va fi chemarea? Nu știu în ce limbă va fi, nu știu cu ce trompetă se va suna, că îngerul va anunța, dar cel care va merge înaintea mirelui, și în această, inspirat din textul din această după masă m-am gândit, dacă ar veni acum Hristos și ar striga cineva Maranata, ce dacă Maranata? Nici nu știm ce răspuns este, că dacă zicem pace, răspundem cu pace. Dacă zicem slăvit să fie Domnul, zicem în veci amin. Dacă ne salută cineva, lăudat să fie Iisus, lăudat să fie Iisus. Bună dimineața, bună dimineața. Dar dacă zicem Maranata, frați și surori, primii creștini nu ziceau pacea Domnului, ei ziceau Maranata. Și așa de mult îl așteptau pe Hristos, încât, sigur, au căzut și în extreme. Unii dintre ei nici nu mai munceau, nici nu mai mergeau la lucru, erau toată ziua la biserică, se rugau, cântau și n-aveau nici ce să mănânce. Trebuia să vină aia care lucrează să le dea de mâncare. Și Pavel îi critică, spune, nu-i bine așa, fraților. Bine, asta a fost ca și o paranteză. M-am gândit ce se întâmplă dacă va veni Hristos și va spune cuvântul acela, care va fi chemarea de intrare la nunta mielului? Poate n-a fi Maranata, poate va fi. Poate se va întâmpla ca în zilele lui Lot, când a trebuit să meargă Lot și să spună familiei, haideți să ieșim, haideți să ne ducem, că Domnul ne-a spus că se nimicește cetatea. Nu l-au crezut. Dacă se va spune, nu știu, așa cum aminteam, Maranata, vine Domnul, fraților, fiți gata, deșteptare, nu știu cum va spune îngerul sau pe cine va trimite mirele nostru Hristos. Dar întrebarea este, oare suntem pregătiți, suntem instruiți, avem urechea pregătită și inima gata să receptăm și să depistăm, să detectăm, să vedem care va fi acea strigare? Putem noi să răspundem acelei strigări? Sau se va tot striga și noi vom sta? Domnul să ne ajute. Eu am fost ca și o paranteză și am zis, cred că e bine să fim conștienți că Domnul nostru vine. Am auzit o predică de-a fratelui Wurmbrand și unul dintre lucrurile care mi-au rămas în minte, de fapt sunt două, spunea fratele Wurmbrand, când predici sau când predic, dar spunea despre cuiva, îi spunea, când predici, predică ca și cum ar fi ultima ta predică. M-am gândit câte n-aș avea eu să spun bisericii, ca pe fratele Romii nu mă mai pune. Că biserica dorme, că biserica nu cântă, că biserica nu se roagă, că părinții nu-și trimit tinerii, că tinerii n-ascultă de părinți, că mă încadrez și pe mine în multe lucruri. Câte n-aș avea de spus și să mă duc la loc și să nu mă mai pună. Așa spunea, când predici, predică ca și cum ar fi ultima ta predică, dar în sensul bun. Să spui fraților că s-ar putea să vină Domnul. S-ar putea la ora 12, frați și surori, la 11, s-ar putea să se audă strigarea, vine Domnul. Și o să vedem în textul din ziua de astăzi, toate fecioarele erau împreună. Toate fecioarele erau împreună, toate îl așteptau pe mire, toate. Dar nu toate au intrat în odaia nunții. Și o să revin. Dar înainte de asta vreau să vă aduc câteva saluturi. Salutul fraților din Oltenia. Vreau să vă spun,
că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Eu îl cred. S-a întâmplat de atâtea ori și mi-am pus pe inimă și am zis am să vin în fața bisericii și am să mărturisesc ce-a făcut Domnul cu mine. N-am făcut-o totdeauna și o sprâns pe rușinea mea. Discutam într-o zi cu soția și spuneam, deși i-am spune să nu o amintesc niciodată în predică, așa am spune, dar în sensul bun, îmi spuneam, mi-ar place să am un sponsor și să mă trimită undeva în Oltenia, să mă duc să stau acolo și să lucrez, să vestesc Evanghelia. Așa ziceam eu în capul meu, deși nu o să așa de pregătit să mă duc și nu știu dacă mi-ar place. Și s-o evit ocazia și vă mărturisesc, de aceea eu am luat-o ca pe o minune, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele copiilor lui Dumnezeu, care îl iubesc. Și am zis, statul român m-a plătit 3 săptămâni. Mi-a dat cazare, mi-a dat mâncare, mi-a dat diurnă, toate, transport mi-a plătit să mă duc gratuit, doar să pot să cercetez biserici din Oltenia. Eu așa am luat-o. Am fost detașat cu serviciu 3 săptămâni. Serviciul a fost foarte lejer, n-am să mă plâng, dar am avut ocazia să cercetez câteva biserici. Și eu știu că dumneavoastră, dacă vă duceți, nu știu, poate nu toți, într-o stațiune, dacă vă duceți într-o localitate cu treburi 3, 4, 5 zile, sau oriunde vă duceți, primul lucru de care ne interesăm și se interesează frații, știți care? Unde e biserica? Dacă sunt frați. Ăsta e primul lucru pe care eram interesat să văd ce este acolo. Și am găsit. Am găsit Biserica Vestea Bună, o biserică frumoasă, micuță, și acolo este păstor fratele Ghiță Gania. Fratele a spus, frate Gigel, transmite un salut. Și eu le-am dus un salut din partea bisericii noastre, chiar dacă n-am cerut acordul, știu că saluturi bune și vești bune putem duce fraților peste tot. Amin? Amin, mulțumim. Și fratele Ghiță Gania, doar un singur salut scris, mi-a spus, frate Gigel, transmite din partea bisericii următorul salut din Romani, capitolul 15, cu versetul 13, un verset foarte frumos, este de la câțiva frați din Râmnicu Vâlcea pentru o armată de frați binecuvântați de la Dej. Când le-am spus cât suntem noi în biserică, cu copii peste 1000, știți cum am simțit când mi-au dat salutul acesta? Nu știu cum să vă spun, ca și cum aș duce un covrig unui frate care are un supermarket. Cam așa m-am simțit. Dar sigur, cuvântul lui Dumnezeu are aceeași valoare ori pentru ei, ori pentru ei, nu contează această diferență numerică. Versetul 13 din Romani, capitolul 15, spune așa: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să-i binecuvinteze și pe ei care au avut această dorință, această dragoste. Nu sunt mulți. Am fost apoi la o biserică în Govora, foarte puțin, frați și surori. Știți unde e biserica? În centrul satului. Știți unde? Lângă crâșmă. Aici ai crâșma și peretele, intrarea de la crâșmă, intrarea de la biserică. Au intrat la un moment dat un om, doi de la crâșmă, au stat câteva minute, au ascultat o cântare, au ieșit, frații au stat cu ușile deschise și am zis ce binecuvântare. Dar erau puțini, nu erau mulți. Am fost într-o altă biserică la frații rudari, la frații romi, într-un alt sat. Știți unde era biserica? Lângă crâșmă. Afară erau oamenii și beau și ăsta, și înăuntru era biserica și am deschis ușa și au fost cântări. Frații erau puțini. Am fost la o altă biserică și le-am spus fraților tineri aseară, ce mare har, ce mare har și binecuvântare să fim atâția, să fie atâția. Au fost o seară a tinerilor, o sâmbătă seară a tinerilor și am numărat, și să, de fapt i-am numărat, că n-am avut ce număra, au fost 10 tineri. Se pregăteau să meargă în misiune la o biserică de lângă Timișoara. 10 frați. Pe 2 i-am văzut cu verighetă și o soră era însărcinată și m-am gândit, sigur, cel puțin 4 sunt căsătoriți. Deci rămân 6 tineri care nu sunt căsătoriți și care se adună, se întâlnesc și se pregătesc. Și am zis, ce mare binecuvântare pentru noi, pentru biserica noastră, că suntem așa de mulți.
E o binecuvântare, că putem să ne sprijinim unul pe altul, că putem să transmitem unul din altul îmbărbătarea și bucuria și sprijinul. Și putem să ne rugăm împreună, putem să ne bucurăm împreună, frați și surori. Domnul să ne binecuvinteze. Și eu cred că pentru aceasta merită să fim mulțumitori. M-am uitat la instrumentele lor și la ce avem noi și la ce avem de gând să facem și am zis, ce mare binecuvântare, fraților, este o cântare, mai mult de atât, ce mai vrei? Mai mult de atât, ce mai vrem? M-am dus în biserica unde am adus salutul, era un frate care n-am știut că e pentru a doua oară cu acordionul și am auzit că până la urmă l-au primit. Mi-a dat să cânt cu acordionul, un acordion, ce e bun, dar deci are câteva muzicuțe desfăcute și trebuie lipite. Vă închipuiți? Abia am putut cânta cu microfonul, cu acordionul ăla. Greu am putut cânta. M-am dus într-o altă biserică și mi-a dat un acordion de copii, așa, micuț, abia l-am ținut aici, în ăsta avea un cui care mi-a rupt cămășile. Și am zis, ce binecuvântare pentru noi. Fraților, e o binecuvântare pe care nu putem să ne-o descriem. Și dacă v-aș spune că toate bisericile, dar toate în care am fost, au avut același mesaj și dorință. Fraților, haideți la noi! Fraților, haideți la noi! Organizați-vă, zice, suiți-vă în mașini, haideți la noi că avem nevoie. Toate, dar n-au fost înțeleși, că n-au știut unul de altul că mă voi duce acolo. Toate ne-au chemat și au zis, haideți la noi și ajutați-ne. Și m-am gândit la bisericile din vechime, la bisericile din Faptele Apostolilor, în care cei care slujau, trimiteau la Ierusalim vorbă, haideți fraților și ajutați-ne. Și țin minte pe Filip care propovăduia în Samaria și când au auzit frații din Ierusalim că acolo e de lucru, au lăsat toate bisericile și mulțimea din Ierusalim și s-au dus și au lucrat și au pus umărul la propovăduirea Evangheliei. Domnul să ne binecuvinteze. V-am spus lucrul acesta ca să vedeți că avem frați în țară care se ostenesc în lucrul Domnului. Îi mai greu, îs mai puțini, se ostenesc. Și le-am promis și am zis, fraților, uite, eu vă promit că am să propun bisericii din Deș să facem rugăciuni pentru dumneavoastră, să ne rugăm pentru ei, să-i sprijinim, ca Dumnezeu să-i întărească, să-i binecuvinteze în munca pe care și în lucrul Evangheliei pe care îl au ei de făcut și zicem la aceasta, Doamne, ajută-ne și binecuvintează-i. Amin. Haideți un pic să trecem la cuvântul Domnului din această dimineață, un cuvânt foarte frumos, un cuvânt care, vă spun drept, așa cum este pilda samaritianului și e interpretată pe toate părțile și date interpretări și bune și adevărate și care scrise în Biblie și nescrise în Biblie, așa ceva m-am gândit să încerc să nu cumva să dau o interpretare acestei pilde, deși multă lume dă interpretare și sunt lucruri care nu sunt scrise în această pildă. Tema, ca să știm de la început, cei care poate n-ați avut programarea sau nu v-ați uitat pe programări, de fapt, acesta este și mesajul pe care Hristos vrea să-l trimită ucenicilor, este veghere în așteptarea venirii Fiului. Veghere. Ca să vedem contextul în care s-a spus această pildă, aș vrea să dăm o pagină, un capitol înainte. Capitolul 24 din Matei ne spune că Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii au intrat în templu, probabil s-au rugat, au vizitat templul, dar după ce au ieșit din templu, ucenicii au rămas impresionați și s-au dus la Domnul Iisus să laude clădirile templului, să arate, sigur, era și cu ce să se laude, că aveau templu, era orice fel de clădire. Și Domnul Iisus Hristos le spune, vedeți voi toate aceste ziduri, vedeți voi templul acesta, aici nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Apoi s-au dus pe muntele Măslinilor, au stat jos și ucenicii au venit la el și pe Domnul Iisus l-au întrebat, Doamne, spune-ne, versetul 3, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia. O întrebare foarte interesantă, o întrebare care interesează, cred că, pe mulți creștini, pe mulți credincioși, de fapt, din întreaga lume.
Întreaga lume era interesată la un moment dat și mai este interesată și ne-ar place să știm când vine Fiul omului, când va reveni Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos nu le răspunde la această întrebare, deși probabil ne-am fi așteptat să le răspundă. Cu altă ocazie, sigur, le-a spus și a continuat în versetul 24 că despre ceasul acela și despre ziua aceea nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Dar Domnul Iisus Hristos continuă nerăspunzându-le la întrebarea: Doamne, când vei reveni? Când va veni Fiul omului? Care va fi sfârșitul? Când va fi sfârșitul? Continuă și le spune și le răspunde cu ce trebuie ei să facă, cum trebuie ei să fie pregătiți, care trebuie să fie starea și atitudinea lor când va veni sfârșitul, când va veni Fiul omului. Și primul lucru pe care Domnul Iisus Hristos îl spune și va la vesti pentru noi. Primul lucru, pentru cei interesați, când va veni, când va reveni Mesia, este versetul 4. Primul lucru, băgați de seamă să nu vă înțele cineva. Domnul, dar noi altceva te-am întrebat, când vei veni? Și Domnul Iisus le spune, băgați de seamă să nu vă înțele cineva. M-am dus în Apocalipsa și am văzut acolo în Apocalipsa, în capitolul 12, cu versetul 9, că diavolul, că satana, împreună cu îngerii lui, știți, care înșela, spuneam, înșelătorul, așa este numit acolo diavolul, au fost aruncați, știți unde? Pe pământ. Și ce credeți că a început să facă înșelătorul, diavolul, satana, cum îl numește acolo în Apocalipsa, când s-a văzut aruncat din cer pe pământ împreună cu îngerii? Au început să înșele. Primii oameni înșelați, știți că au fost Adam și Eva. Și de atunci, diavolul continuă să înșele și să înșele omenirea. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Frați și surori, primul lucru, în așteptarea mirelui, în așteptarea stăpânului, în așteptarea acelei ultime zile în care se va auzi cuvântul acela, vine mirele, ieșiți în întâmpinare. Primul lucru pe care trebuie să-l băgăm de seamă, să nu ne înșele cineva. Să nu fim înșelați în credința noastră, să nu fim înșelați în umblarea noastră, să nu fim înșelați în așteptarea noastră. Și cuvântul lui Dumnezeu continuă și ne spune că, versetul 24, se vor scola mulți proroci mincinoși, vor înșela pe mulți. Aminteam înainte, mulți din biserica primară erau înșelați și probabil țin minte că au fost prorociți în zilele noastre, că vine Domnul și că toată lumea să-și lase locurile de muncă și tot și să se întoarcă care de pe unde a fost. Sunt multe înșelătorii, multe lucruri pe care dacă nu suntem atenți, dacă biserica nu e atentă, s-ar putea să-L aștepte pe Domnul, dar să nu fie pregătită când vine Domnul. Doamne, ajută-ne! Să băgăm de seamă ca să nu ne înșele nimeni. Am putea continua mult pe subiectul acesta, dar vreau să mergem la cel de-al doilea punct pe care Domnul Iisus Hristos a continuat să le spună, după ce le-a spus, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Al doilea lucru le-a spus, vegheați. Acesta este mesajul din această dimineață, acesta este mesajul pe care Hristos a vrut să-l transmită, de fapt, din această pildă, și pe care în această dimineață am dorit ca să îl însușim și noi. Să vedem. Și le spune nu una, nu două, ci trei pilde, Domnul Iisus Hristos, Matei, capitolul 25, trei învățături, trei pilde, în care Domnul Iisus Hristos le arată cum trebuie să fie ei ca să vegheze și cum trebuie să fie ei atunci când va veni mirele, cât de pregătit să trebuie să fie ei. Dar pilda celor 10 fișoare este prima pe care învățătorul o spune și începe și spune Domnul Iisus, atunci împărăția cerurilor se va asemăna. Nu acum. Nu acum. Atunci când va veni Fiul omului. Împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fișoare. Doamne, mulți
au fost întoarse, eu le-am întors pe toate părțile pe astea fecioare. Dar, de fapt, eu cred că Domnul Iisus nu o să ne spune neapărat despre fecioarele astea, ci despre modelul de pregătire, de modul în care trebuie să fim pregătiți fiecare dintre noi, Biserica lui Dumnezeu, cum trebuie să fie pregătită atunci când va veni Stăpânul. M-am uitat și am văzut și vedem în acest text, amintesc, pentru că acum totuși trebuie să spunem și să vedem cum s-a ajuns la finalul acestei pilde pe care îl spune Domnul Iisus. Începe și spune despre 10 fecioare Domnul Iisus Hristos și cele mai multe au fost asemănările dintre ele. Diferențele dintre ele au fost nesemnificative. Ar putea spune că aproape nici nu au fost băgate de seamă. Au fost așa de multe asemănări în timpul în care ele îl așteptau pe Mirele, încât unele dintre ele li s-a părut normal că atunci când vine Mirele să ceară un lucru pe care nu-l aveau. 10 fecioare care au fost invitate să vină să facă parte la o nuntă. 10 fecioare care s-au îmbrăcat frumos, 10 fecioare care spune cuvântul lui Dumnezeu, toate s-au luat candelele, toate au ieșit în întâmpinarea Mirelui, toate au ațipit și au adormit, deși, din câte am citit, textul original spune că unele au ațipit, altele au adormit. Dar pentru că nu știm care și câte și cum au ațipit sau adormit, probabil Cornilescu a ales ca cea mai corectă traducere să spună toate au ațipit, toate au adormit, apoi toate au auzit o strigare, iată Mirele, ieșiți în întâmpinare, nu doar unele. Apoi, toate fecioarele acelea s-au trezit, s-au sculat, s-au ridicat în picioare și și-au pregătit candelele. Toate aveau candele. Toate și-au luat candelele și le-au pregătit. Știți care a fost acum? Urmează diferența. Diferența este că 5 dintre ele aveau candele ca și celelalte 5. Aveau ulei în candele ca și celelalte 5. Dar n-aveau un vas de rezervă în care să fie pus îndelui. Eu m-am tot pus întrebat, păi dacă vine Mirele și aprinde o candelă, ai aprins-o, a venit Mirele, a intrat la nuntă și gata, s-a închis ușa, apoi se poate stinge candelea, că nu-i bai. Mi-am făcut eu scenariul acesta. Dar am studiat un pic și m-am documentat să văd de ce a trebuit vas de rezervă pentru ulei. Pentru că Mirele atunci când venea, își lua mireasa, deci aici nu este pomenit cuvântul mireasa, să știți, nu. Este o explicație ca să mergem în contextul în care se făceau nunțile atunci. Și Domnul Iisus le-a spus-o lor, ca să înțeleagă ei. Mirele când venea atunci să-și ia mireasa, împreună cu mireasa și cu alaiul, își lua fecioarele care aveau candelele, care aveau lumina aceea, nunțile se țineau noaptea, de aceea era nevoie de candele. Și împreună cu alaiul, nu se ducea doar de la casa Mirelui la biserică, cum am zice noi, sau la odaia unde se ține nunta, nu. Își purta Mirele mireasa prin tot satul. Și tot satul vedea ce mireasă frumoasă și vrednică și-a luat Mirele și fecioarele se duceau cu candelele aprinse prin tot satul și când se mai termina un de lemn, nu se uitau și iară mai puneau un de lemn. De aceea, un de lemn. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că era nevoie de un vas de rezervă din care să se toarne un de lemn ca să nu se stingă candelele. Asemănările au fost 99% la toate acestea, la fecioarele acestea. Diferența a fost una foarte mică, foarte mică. Un pic de ulei în plus, dacă mai aveau și celelalte, intrau și ele la ospățul nostru. Ce nu vrea să ne spună pilda aceasta, eu cred că, și m-am mai documentat, cred că pilda aceasta nu vrea să ne spună că
sunt cinci biserici bune, cum zic unii, că erau, sunt frați care ziceau, cinci biserici sunt bisericile alea bune și cinci fecioare sunt bisericile alea rele, alea nechipzuite. Mă asigur că fiecare, dacă am zice, am zice că noi facem parte din bisericile bune, fecioarele înțelepte, echipzuite. Nu asta vrea să ne spună Scriptura nici într-un caz. Apoi, ce nu mai vrea să ne spună Scriptura este că fecioarele care aveau vasul în de lemn ar fi credincioși și botezați cu Duhul Sfânt. Noi așa am înclinat să spunem, că doar cei care sunt botezați cu Duhul Sfânt intră în odaia de nuntă a mielului. Ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fecioarele nechipzuite, care n-aveau vasul de rezervă, au fost trimise să cumpere un de lemn. Fraților, un de lemnul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt nu-i de vânzare, nu te poți duce să cumperi. Știm pe Simon, când s-a dus la ucenici și a zis, dați-mi și mie Duhul Sfânt, le-a dat bani, a vrut să-i cumpere. Sigur, nu s-a putut cumpăra Duhul Sfânt. Și acum, în odaia mirelui, noi dacă stăm să o luăm ca biserică, la nunta mare a mirelui și a împăratului nostru Iisus Hristos, intră cei răscumpărați și mântuiți prin jertfa lui Hristos, intră cei născuți din nou, cei care au mărturisit cu gura lor pe Iisus Hristos ca Domn, cei care au avut o viață curată, o viață plăcută. Și cred că, și n-am găsit nicăieri în Scriptură, acum să nu mă înțelegeți greșit, că vreau să îndemn biserica, fraților, nu e nevoie de botez cu Duhul Sfânt. Nu, este nevoie. Botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie ca o dorință și ca o bucurie. Cel care s-a născut din nou, cel care s-a hotărât pe Hristos, pentru Hristos, cel care umblă pe calea lui Hristos, e bucuros, frați și surori, că e mântuit, da? E bucuros. Și umblă după această umplere, după această bucurie, după această frumusețe, revărsarea Duhului Sfânt pe care a promis Hristos că o va da. Dar nici de cum în împărăția lui Dumnezeu, eu cred că nu este o învățătură corectă, am avut o întrebare cu cineva, nu este o învățătură corectă să spunem că doar cei botezați cu Duhul Sfânt vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Ne ducem la cea de-a treia pildă, de fapt, ce am văzut când Hristos îi va chema la judecată, la judecata viitoare, începând cu versetul 31, când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnia slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui și el va despărți pe unii de alții, unii la stânga, unii la dreapta. Cei care îți botezați cu Duhul Sfânt la dreapta, cei care nu îți botezați cu Duhul Sfânt la stânga, așa? Care știți Scriptură? Nu, frați și surori. Nu. Cei care ați fost la spitale, nu cei care ați predicat, mă, că mi-ar fi plăcut și mie, că îmi place. Nu cei care ați cântat, nu cei care ați recitat. Ăștia ar trebui să fie primii, că ăștia aduc greu. Slujitorii și comitetele și dirijorii și ăștia aduc greu bisericii, așa ar fi normal, zicem noi. Dar Dumnezeu are alte criterii. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Am fost gol, m-ați îmbrăcat, ați fost bolnav, ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Ăsta e criteriul, frați și surori. Ăsta e criteriul pentru care ne va judeca Hristos. Dragostea noastră pe care am arătat-o semenilor noștri. Credința trece, așa-i? Nădejdea trece, dar cu dragostea pe care am avut-o și am semănat-o și am arătat-o în jurul nostru, bisericii, fraților, prietenilor, apropiaților, cu această dragoste ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Și după aceasta ne va judeca Hristos, nu după cât de mult am predicat sau am cântat sau m-am rugat sau, sigur, și astea sunt lucruri care țin cont. Una dintre poeziile fratelui Dor spune, când va veni Hristos în slavă, la judecata lui atunci, nu de păcate o să ne întrebe, ci de al dragostei porunci. Nu pentru rele o să ne alunge, ci pentru binele știut, putând la semeni al face, dar noi trecând nu l-am făcut. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne putere! Să ne silim, să ne pregătim, să fim gata. Diferența, frați și surori, o va face Domnul Iisus Hristos atunci când va veni. Care suntem pregătiți și care nu, care nu suntem pregătiți? Fiecare dintre noi știe ce are de făcut. Acum dacă ar trebui să mă apuc să enumăr
Toate faptele firii pământești, faptele Duhului, noi le cunoaștem și știm, fiecare dintre noi, ce trebuie să facem ca să fim pregătiți atunci când va veni Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spunea în Luca, capitolul 12, versetul 37, ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adică lucrând, adică trești, adică gata pentru orice lucrare bună. Vegheați și rugați-vă, spunea iarăși Domnul Iisus Hristos ucenicilor, ca să nu cădeți în ispită. Stăruiți în rugăciune, veniți, vegheați la aceasta cu mulțumiri. Și în multe alte lucruri și locuri, Domnul Iisus Hristos și apostolii îndemna biserica și pe credincioși să vegheze. De aceea, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 6, Pavel le spune, frați și surori, să nu dormim ca ceilalți. Fiți treji și vegheați, spunea apostolul Petru, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, știți ce face? Dă târcoale ca un leu. Iar Apocalipsa, capitolul 16, versetul 15, încheie și spune, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele. Doamne, dă-ne puterea să ne păzim hainele, nu astea de aici. Haina albă pe care El ne-a spălat-o prin sângele Lui cel Sfânt. Frați și surori, mă apropiu de încheiere. Știți ce vrea Hristos de la noi? Știți. Veghere. Nu somn, nu căldicei, ci treci. Plin de bucurie, plin de Duhul Sfânt, umplus de Duhul Sfânt, botezați cu Duhul Sfânt. Frați și surori, știți ce m-am gândit? Dacă aș chema-o pe Tamara, că o văd aici, aseară, nu o la tineri, dar te aștept la tineri, dacă aș chema-o pe Tamara aici în față, în orice program, Tamara, te rog stai aici cu noi în față și uite-te în biserică 3 ore și la urmă te rog să-mi dai o foaie și spune-mi care dintre frați sunt botezați cu Duhul Sfânt și care nu. Ai putea să-mi spui? Eu n-aș putea să spun. Cred că ar trebui să se vadă lucrul acesta. Eu așa, e părerea mea. Frații care sunt botezați cu Duhul Sfânt să fie mult mai plini de Duhul Sfânt care cei care, nu zic că ei ala sunt buni, ci ăia cercetați de Duhul lui Dumnezeu și sunt pluți. Dar fraților care sunteți botezați cu Duhul Sfânt, trebuie să se vadă pe fața dumneavoastră, în inimile noastre, a dumneavoastră, că e bucuria aceea care o dă Duhul Sfânt. Că îl așteptăm pe Domnul, nu dormind, îl așteptăm pe Domnul, nu ațipind. Să nu credeți că dacă cineva e botezat cu Duhul Sfânt, e ca și cu fecioarele. Când vine mirele, îți botezează. Fratele Rome amintea de multe ori, acum ați botezat cu Duhul Sfânt, am făcut-o și pe asta, e în regulă, pot să stau liniștit. Și apoi când vine Hristos, îmi activez iară Duhul Sfânt, mă trezesc și intru cu El la odaia de nuntă. Nu, frații și surori, ne înșelăm. Să nu credeți că îl putem înșela pe Hristos și că atunci ne aprindem repede candelele și intrăm cu El în Împărăția Cerului. Nu. Are fratele, iar fratele Dors, pentru că eu am fost obișnuit cu fratele Dors, spunea, ce-i face în suferință dacă astăzi nu-ți aprinzi răbdare, nu-ți aduni răbdare prin credință și har prin rugăciuni. Nu va fi belșug de apururi, nici tot mesele încărcate, vor veni și ani de lipsuri și de căi întunecate. Ce vei face atunci, dacă astăzi nu-ți aduni? Am avut o experiență, ați avut o experiență odată? Fraților, este nevoie să adunăm Duh Sfânt, este nevoie să adunăm fapte bune, să adunăm dragoste, să adunăm pic cu pic la fiecare program, câte o poezie, câte o cântare, câte un îndemn, câte o vizită la bolnavi, rugăciune, trebuie să le adunăm toate acestea, care atunci când vine mirele, să ne găsească că suntem treji, că veghem și că nu dormim. Eu nu zic că biserica nu obosește, obosește. Au obosit și cele 10 fecioare, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, vreau să vă spun, erau tinere, dar au obosit, au ațipit. Și biserica nu zic că nu obosește. Sunt momente când, nu numai că obosește biserica, vă obosim noi, predicatorii, câteodată. Nu știm ce să spunem, sau vrem să spunem de la noi. Vă obosesc cântăreții, ne obosim câteodată așa, că ne obosim. Dar, frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu, m-am dus și am spus că închei, Apocalipsa, capitolul 3, biserica din Laodicea, o cunoașteți, o biserică care nu era nici rece,
Și nici în Clocot, și știți, era o biserică căldicică. O biserică căldicică. Și spunea Domnul, știu faptele tale, te cunosc. Iată ce zice, știu, pentru că nu ești nici rece, nu ești nici în Clocot, ci ești căldicel, am să te vărs din gură. Gândiți-vă cum ar trebui să fim noi de în Clocot pentru Hristos. Ar trebui să fim frați și soră. Știu. Câteodată nu-s predicile cum v-ați dori, ca toată lumea să fie amin și aleluia. Și nici cântările sunt mai slabe. Dar Duhul Sfânt este același. Sinceritatea cu care trebuie să venim noi și să avem părtășie unei cu alții trebuie să fie aceeași. Să fim în clocot pentru Hristos, frați și surori. Sau reci. Aici vorbește și de rece. Varianta rece e o variantă foarte bună. Și cred că cunoașteți istoria că se aducea în Laodicea unde nu era apă. Se aducea din două părți apă în clocot pentru băi termale, apă fierbinte și se aducea apă rece de băut. Dar când ajungea în Laodicea, apa știți cum era? Căldicică. Cea rece se încălzea și cea în clocot se răcea. Și apa era, când ajungea în Laodicea, era căldicică, nu era bună nici de băi și nici de băut. De aceea Domnul Iisus ne îndeamnă și îndemna îngerul această biserică să fie în clocot sau să fie rece. În clocot pentru Hristos, zic eu, rece față de păcat. Și Domnul să ne binecuvinteze în așteptarea pe care noi o avem de făcut, în vederea intrării la nuntă când va veni Mirele Iisus Hristos. Avem o cântare frumoasă. Este cântarea cea mai frumoasă, cea mai veche. E una o cântare veche și frumoasă pe care noi o cântăm. O cânt. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Noi așteptăm pe Domnul ce ne-a gătit locul și în mărire ne va duce. Noi așteptăm pe Domnul ce ne-a gătit locul și în mărire ne va duce. Domnul să ne ajute. Așa cântăm, așa să facem. Te aștept, Iisuse, privind spre ceruri, să văd dacă nu vine. Fraților, dacă la 12 vine Domnul, suntem pregătiți să-i auzim glasul și suntem pregătiți să zicem, Doamne, aprind candela, iau vasul și intrăm la nuntă și ne bucurăm. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Amin. Haideți să lăudăm numele Domnului cântând împreună și după aceea voi propun să facem o rugăciune. Să facem o rugăciune pentru lucrarea Evangheliei. Fratele Gigel spunea de bisericuțe care au nevoie să fie înviorate, care au nevoie să fie întărite și lucrarea misiunii să fie revigorată. Dumnezeu să binecuvinteze până când ajungem în Oltenia sau până când ajungem în Pakistan sau mai știu eu unde, avem pakistanezii noștri, am luat așa aleatoriu numele acestei țări, până când vom ajunge acolo, îi avem pe pakistanezii ăștia noștri mai de aproape de aici, bisericuțe care s-ar bucura să aibă două cântări, cel puțin față de ceea ce au, sau un cuvânt de îndemn. Să ne rugăm pentru lucrarea din Oltenia, și să ne rugăm Domnului pentru lucrarea misionară și în afara țării și pentru cei implicați în această lucrare. Haideți să cântăm spre slava lui Dumnezeu și vă invit și să ne ridicăm și apoi vom face rugăciunea amintită. Cântăm din cântarea asta care văd acolo, dacă văd bine, care trei strofe, cântăm 20. Adu-l, Iisus, pe mine curând, se apropie și bucurie aduce. Să-ți fie
venirea, Doamne. Iisus vine în curând, noi știm că El vine să-ți ia mireasa sa. Urmează să cânte, cineva se îngrijește de mine mereu. Uneori, mereu, pentru noi sună așa din când în când. Sensul direct este, cineva se îngrijește de mine continuu. Se îngrijește de mine permanent. Duhul lui Dumnezeu să ne conștientizeze, să putem aprecia purtarea de grijă lui Dumnezeu și să vedem cum răspundem harului arătat. Corul cântă și apoi laudăm pe Domnul cântând încă o dată împreună, că uneori stau și mă gândesc, nu se acționează să fie implicată biserica, măcar la cântare. Cântă corul, cântă grupul, cântă solistii, cântă fanfara, cântă și noi nu prea o facem. Haideți să folosim prilejul acesta, să le dăm numele Domnului și apoi, după cântarea comună, fratele Sabin va sluji păpovărind cuvântul lui Dumnezeu. Thank you.
Sfârși al nopții tine amar, căci Domnul vine iar, Hristos a înviat, slăvit să fie numele Lui, care și în această dimineață este aici cu noi la părtășie, că de n-ar fi El cu noi, n-ar fi nimic, s-ar fi adunarea noastră degeaba aici, dar suntem adunați în numele cel mai măreț al Domnului Iisus Hristos și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Și Doamne, dă să locuiască în fiecare din noi în această zi Duhul acesta Sfânt al Dumnezeului cel Mare. Suntem la ultima duminică din luna aceasta în care am avut mai multe teme despre veghiere, veghind ca să aducem roade înaintea lui Dumnezeu. Că se spune aici că putem sluji fiecare și toate acestea le facem după darul sau talentul pe care Dumnezeu ne l-a dat. Dar răsplătirea va fi în dreptul celor ce au trăit cu inima curată, celor ce au trăit în sfințenie, în neprihănire, urmărim pacea și sfințirea, fără de care la urmă nimeni nu va vedea pe Domnul. Apoi am avut veghere asupra Evangheliei a Cuvântului lui Dumnezeu, în care în fiecare zi noi să ne aprofundăm și să trăim cuvântul acesta al vieții, hrana aceasta pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecăruia. Apoi Dumnezeu ne-a vorbit să veghem asupra curăției sufletelor noastre, a trăirilor noastre în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Apoi să veghem la părtășie, că dacă nu este părtășie, degeaba ne adunăm. Dacă suntem aici adunați și fiecare suntem împărțiți cu problemele noastre și nu este miezul, Hristosul binecuvântat între noi și noi unii cu alții să avem legături și părtășie frățească, adunarea noastră este zadarnică sau degeaba. Și aș vrea să înțelegem în această dimineață că Dumnezeu ne cheamă la toate aceste vegheri, păstrând unirea Duhului în sfințire și în pace, că atunci când vine El, când vine Mirele, când se va întâmpla cel mai mare eveniment din omenire, venirea Mirelui
a Domnului Iisus Hristos, să nu lipsim niciunul de acolo, ci să fim binecuvântați împreună cu toți la intrare pe porți în cetate, în împărăția binecuvântată a Dumnezeului nostru. Vă duc și eu scurt salutul fraților de la Biserica Speranța din Timișoara, unde ne-am bucurat în urmă cu două săptămâni, și același verset îl aveau pe care Gigel a spus din Roman 15 cu versetul 13, Dumnezeu în nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să rămâne stari în nădejde. Fratele Rus Dorel vă transmitea salutări sfinte și dorește ca harul Domnului să ne însoțească în lucrarea pe care o facem fiecare aici și în locurile în care ne-a așezat Domnul. Apoi, duminica trecută, a fost la frații baptiști la Biserica Tot Speranța din Dej și frații aceștia au transmis salutul lor călduros, Hristos în voi, în noi, nădejdea slavei. 1 Coloseni, capitolul 27, partea a doua versetului. În această dimineață suntem înaintea lui Dumnezeu aici, la părtășie, și vrem ca prezența Duhului Slavei, a Duhului Adevărului, să fie printre noi, că vrem să înțelegem ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească, că putem să fim în Biserica lui Dumnezeu și fecioarele, de fapt, sunt împreună. Lucrurile nu se prea deosebesc acum între mulți dintre noi, dar vine ziua aceea când se vor deosebi lucrurile acestea, că spunea Domnul Iisus, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? Doamne, Doamne, n-am predicat noi numele Tău? Doamne, nu am dăruit noi numele Tău? N-am cântat noi? Nu am făcut o felul de slujbe în numele Tău? Se spune, n-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi minuni în numele Tău? Și ascultați, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. O, Domnul să ne păzească să facem careva din noi lucrarea lui Dumnezeu împreună sau împletite cu fără de lege. Pentru că atunci am fi fecioare neînțelepte, care am fi în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu nu s-ar putea bucura de noi. Și la urmă se va face deosebirea, pentru că la urmă se fac lucrările acestea care va fi pentru totdeauna despărțirea aceea și nu se va mai putea face nimic. Cuvântul Domnului spunea în cartea profetului Daniel că în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost decât sunt neamurile și până la vremea aceasta, dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea soarelui și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Dar în același timp, cuvântul Domnului ne spune în Noul Testament că cei ce propovăduiesc sau cei ce învață să se țină și ei de învățătură. Că dacă nu este zadarnic, adică fecioară neînțeleaptă, care pot să fiu sau pot să fii. Apoi cuvântul Domnului ne învață despre fecioare neînțelepte care sunt în Biserica lui Dumnezeu și care nu veghează, pentru că sunt stări, sunt lucruri pe care le putem aduna și să fii în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel avea să le vorbească despre nepocăința iudeilor și să le spună starea aceea în Roman, capitolul 2, începând cu versetul 1 și merge el până la versetul 16, niște lucruri foarte grele. Și lucrurile acestea se întâmplă în Biserica lui Dumnezeu. Nu vreau să le citesc pentru că sunt mai multe și aș vrea ca să rămânem atenți la cuvântul Domnului și să punem mâna pe cuvântul Domnului, să studiem, pentru că sunt lucruri așa de frumoase pe care El vrea să ni le dăruiască fiecăruia dintre noi. Atunci când cei care au primit talanții, spune cuvântul lui Dumnezeu, cei care au primit mai mulți, au lucrat cu toți talanții, dar a venit la urmă, Domnul a venit stăpânul să-i ceară robului aceluia care i-a dat un singur talent. Stăpânul său i-a răspuns, rovic, lean și leneș, ai știu că secer de unde n-am semănat
și că strâng de unde ne-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi dai banii la zaraf și la venirea mea. Eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă. Și a spus, luați, dar talentul și dați-i celui ce are 10, pentru că celui ce are îi se va da. Și celui ce n-are îi se va lua și ce îi se pare că are. Vedeți, sunt fecioare care sunt în biserica lui Dumnezeu. Noi suntem împreună, Dumnezeu ne dă talanți. Dumnezeu vrea să fim lucrători împreună cu El. Dar ce facem noi? Pentru că unii spun, nu se merită să mai lucri pentru Domnul. Se văd atâtea lucruri care se întâmplă în vremea aceasta și au rămas dezamăgiți la un moment dat. Și ultima carte a Vechiului Testament ne relatează câteva exemple în care ne spune în capitolul 3, acum, la privirea acestor lucruri, la ceea ce se întâmplă în biserici și în lume, fericim pe cei trufași, adică pe cei mândri, pe cei îngânfați, da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Și versetul 16, atunci, că textul nostru spunea că atunci împărăția lui Dumnezeu se va asemăna cu 10 fecioare, atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere a minte a fost scrisă pentru înaintea lui, pentru ca cei ce se tem de Domnul să cinstească numele Lui, să-L glorifice pe Domnul chiar în situațiile care le văd. Că spune cuvântul Domnului, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua aceea pe care o pregătesc eu, în ziua aceea când vin să aduc răsplătirea. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu cu inima curată, cu dăruire, cu lepădare de sine și cel ce nu slujește. Fecioare neînțelepte sau fecioare înțelepte care ne cheamă Dumnezeu la o trăire împreună cu El. Pentru că cuvântul Domnului ne învață că nu oricum îl putem aștepta pe mire. Noi nu putem oricum să facem lucrarea aceasta a lui Dumnezeu, ci spunea cuvântul atunci când îi învăța profetul Isaia, călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cum să țină adevăratul post, că nu poți să-l faci oricum înaintea lui Dumnezeu, dacă vrei sau vreau ca slujba aceasta să fie primită. Spune, împarte-ți pâinea cu cel flămând, adun casa ta pe cei nenorociți fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu-ți întoarce spatele semenului tău. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți, adică va fi preumbrirea Duhului Sfânt peste tine și peste mine, în lucrarea aceasta pe care voi face înaintea lui Dumnezeu, că nu putem să facem oricum această lucrare. Este o lucrare deosebită când vii înaintea lui Dumnezeu și în prezența acestui Dumnezeu atotputernic. Le spunea omului Dumnezeu în viziunea deosebită din Apocalipsă, capitolul 12, și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte pără înaintea lui Dumnezeu, a fost aruncat jos, pentru că vine ziua și este aproape. Dacă acum 2000 de ani se vorbea că atunci, atunci acela este foarte aproape, ca să vină, să se întâmple. Și fecioarele înțelepte sunt cele care veghează, sunt cele care stăruiesc înaintea lui Dumnezeu în trăirea aceea curată, în neprihănire, în adevăr, în sfințenie, ca Dumnezeu să binecuvinteze ființele lor și lucrarea lor și trăirea lor. Pentru că nu poți trăi oricum înaintea lui Dumnezeu, spune că toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Adică atunci când cauți neprihănirea, evlavia, vei fi prigonit, nu vei fi aplaudat. Și nu se referă neapărat la cei din afară, că cei din afară oricum nu ne iubesc, ci de cei care sunt în interior. Pentru că spune Domnul, eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa, nimeni să nu-ți ia slava pe care vrea să-ți o dea Domnul, nimeni să nu-ți poată lua răsplătirea în ziua aceea.
Fiecare fecioară trebuie să fie găsită înaintea lui Dumnezeu în ziua aceea când El va veni, să fim găsiți curați, fără vină și în pace, ca să ne poată duce Domnul la răsplătirea care El vrea să ne-o dăruiască fiecăruia dintre noi, că nu pot sluji oricum lui Dumnezeu. Căci sunt gelos pe voi, o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logotit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată, adică o fecioară neprihănită, o fecioară sfântă care stă în pregătire și are tot ceea ce trebuie pentru întâmpinarea Domnului și a mirelui Său. Sunt lucruri pe care eu și tu le putem lua în vremea aceasta de har, dar va fi vremea când se va închide ușa harului, când ușa corabiei s-a închis, s-au bătut puternic în corabie și în ușa corabiei. Nu s-a mai putut face nimic. Au strigat ca să li se deschidă, dar nu s-a mai putut, pentru că Dumnezeu era Cel care a închis ușa. Va veni vremea când Dumnezeu va închide ușa harului și nu vei mai putea face nimic. Spune cuvântul Domnului, te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Și Dumnezeu în fiecare dimineață și înnoiește îndurarea și bunătatea față de fiecare din noi. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și îl vei cunoaște pe Domnul în toată splendoarea Lui. Domnul să ne binecuvinteze ca să îl cunoaștem pe El și să-L așteptăm pe El, pentru că nu poți să stai în așteptarea mirelui oricum. Cuvântul Domnului spunea în Apocalipsa, în capitolul 19, despre fecioarele acestea care așteaptă. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă că a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Vedeți, trăirea noastră în neprihănire trebuie să fie împlinită cu fapte. Și Dumnezeu a pregătit faptele de la întemeierea lumii, numai noi trebuie să călcăm în ele. Câteodată nu vrem să călcăm în ele. Câteodată nu vrem să dăruim. Câteodată nu vrem să ne jertfim. Și atunci ne aduce Domnul la examinări și ne aduce prin probe și situații care nu ne place. Și ne dăm seama că de fapt suntem aici și am ajuns aici și în momentul acesta pentru că n-am ascultat voia Lui și vocea Lui și planul Lui și ceea ce El a spus să facem. Că de fapt orice dar bun și desăvârșit coboară de la Părintele Luminilor. Apoi a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Este o mare fericire pentru cei chemați la ospățul nunții mielului. Sunt oameni care sunt chemați la tot felul de lucruri în lumea aceasta. Dar noi suntem chemați la cel mai mare ospăț care va fi în univers, la nunta Marelui Împărat al Slavei, a Mântuitorului și Domnului nostru, a Hristosului binecuvântat. Mirele este Fiul omului, este Hristosul binecuvântat, care va veni după mireasa Lui. Spune, vegheați, dar că nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Se încheia textul din această zi. Textul acesta pe care ne-l reprezintă cuvântul Domnului prin Evanghelistul Matei și de fapt sunt cuvintele Mântuitorului Iisus transmise pentru noi și în această zi. Sunt că El ne spune să veghem. Fecioarele sunt credincioși din casa lui Dumnezeu și ar trebui să fim și Domnul să ne ajute la trăirea aceasta de a fi fecioare înțelepte. Spune cuvântul Domnului că candela pe care trebuie să o avem este cuvântul lui Dumnezeu. În Psalmul 119, e așa de frumos, spune cuvântul Domnului despre această candelă a lui Dumnezeu, pentru că cuvântul Lui este ca o candelă pentru noi. Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină, o lumină pe cărarea mea. În lumea aceasta și în vremea aceasta când noaptea păcatului este așa de groasă, când toate fecioarele ațipesc și adorm, când spre zori este cel mai greu ca să veghezi, este ceva minunat să avem cuvântul care să ne fie candelă, care să ne lumineze cărarea și să ne conducă spre împărăția lui Dumnezeu și să ne dea binecuvântarea aceea pe care numai cuvântul
căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt căile vieții. Doamne, binecuvintează-ne și atunci când ne mustri, Tu știm că vrei să ne duci spre împărăția Ta și să ne binecuvintezi. Căci aceste mustrări vreau să ne ducă spre împărăție, să ne pună pe ghidajul acesta binecuvântat. Apoi vasul este persoana fiecare, persoana fizică a noastră, că noi suntem înaintea lui Dumnezeu ca un vas în care trebuie să fie Duhul acesta sfânt al Dumnezeului nostru și să ne călăuzească. Spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Puterea pe care veneau peste ucenici în slujirea și în trăirea pe care o aveau era puterea cea nemaipomenită așezată în niște vase de lut. Și de atâtea ori Dumnezeu toarnă această putere a Duhului Sfânt prin cuvântul Lui într-o prezență autentică peste sufletul nostru și peste viețile noastre și vrea ca să fim plini de Duhul Sfânt, pentru că nu poți să te prezinți înaintea lui Dumnezeu oricum la nuntă, nu poți să te prezinți la marele ospăț. Zice, dar voi ați primit ungerea prin puterea celui Sfânt și știți orice lucru. Adică ungerea aceasta este de la Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt se odihnește peste noi, este duc de înțelepciune, de pricepere, de călăuzire, de frică, de tărie, de frică de Domnul. Și în momentele acelea vezi cum Domnul te însoțește cu harul Său binecuvântat, pentru că El totdeauna și-a însoțit copiii Lui și a spus să nu ni se tulbure inima, că El a plecat să ne pregătească locuri, acolo unde este El să fie și slujitorii Lui, să fim și noi aleșii Lui Dumnezeu, care în această dimineață stăm înaintea Lui și vrem să fim niște fecioare înțelepte. Spune cuvântul Domnului, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. În momentul când ai cuvântul Lui Dumnezeu în inima ta, când am cuvântul acesta Lui Dumnezeu, se întâmplă să treci prin situații deosebite, prin frământări, prin tulburări. Dar vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care se odihnește peste tine și vine în momentul acela și te luminează prin cuvântul Sfânt. Îți aduce de aminte, îmi aduce de aminte și în momentul acela treci mai ușor prin acea încercare, prin acea greutate prin care ești în momentul acela, pentru că Dumnezeu este Cel care vrea să ne dea binecuvântarea Lui în orice situație. De aceea este nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mulți ne socotesc această putere nemaipomenită, această putere deosebită, dar spune, când Domnul Iisus a intrat în Nazaret în ziua de sabat, după obicei, în sinagogă, s-a sculat acolo în mijlocul mulțimii a norodului să citească și a spus așa, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inimă zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare a lui Dumnezeu, pentru că vine și ziua răzbunării. Dar anul acesta este un an mare, un an de îndurare al mântuirii, al salvării omenirii și vreau să-l dăruiesc tuturor, pentru că nu putem fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Strigătul de la miezul nopții este strigătul răpirii bisericii. Atunci când va striga, spune cuvântul Domnului în cartea Tesaloniceni, capitolul 4, și se amintea și joi seara aici, care ați fost prezenți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul, frații mei, nu pentru o vreme. De aceea este mare importanță să ne pregătim pentru marea nuntă, pentru marele ospăț și pentru marea întâlnire în glorie cu Sfinții în lumină, pentru că va fi pentru totdeauna cu Domnul. Nedespărțiți, fără probleme, fără frământări, fără stresuri, fără dureri,
fără frați și surori care astăzi sunt în pat de suferință și ar fi dorit să fie aici la închinare, atunci vom fi în bucuria aceea eternă, pe Marea de Cristal, unde Sfinții lui Dumnezeu se vor bucura pentru totdeauna. Doamne, ajută-ne pe toți! Atunci, sau unde lemnul îl poți cumpăra, și spune cuvântul lui Dumnezeu, în vremea aceasta, adică cum se cumpără, că de fapt nu plătești pentru el, dar trebuie să acționezi în privința aceasta ca să primești părtășia aceasta și să primești unde lemnul sfânt de la Dumnezeu. Prin multe pasaje biblice a fost când prin apostol Domnul a făcut ca, punându-și mâinile peste ei, să primească Duhul Sfânt și alții să și prorocească, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar în cartea Efesenilor ne zice, i-a dat pe unii apostoli, adică slujitori în casa lui Dumnezeu, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, adică de om integri, care să poată să intre în împărăția lui Dumnezeu, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, să avem plinătatea lui Hristos în noi, în trăirea zilnică pe care o avem. Lucrarea aceasta trebuie să o avem în inimile noastre și în sufletele noastre, pentru că pilda ne arată trei responsabilități. Responsabilitatea tuturor credincioșilor, responsabilitatea fiecărui credincios și responsabilități a fiecărui dintre noi în lucrarea, în slujirea și cu darul și talentul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Și poate vei zice în această zi, eu n-am niciun talent, frate, stai liniștit, vin aici de ani de zile și nu slujesc nimic. Dumnezeu ți-a dat măcar talentul să te rogi pentru cei amărâți, pentru casa ta, pentru biserică, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și așa cum ne-am rugat astăzi pentru misiune, pentru că trebuie să veghem că ziua aceea, când va veni Domnul, va fi o zi sigură, va fi o zi secretă pe care nu o știe nimeni și unii s-au hazardat cu anii, să spună, dar dacă nu știi ziua și ceasul, de unde știi anul? Ar trebui să știi și luna atunci din anul acela, nu? Și ziua aceea va fi o zi selectivă, o zi când Domnul va selecta fecioarele înțelepte de cele neînțelepte, prorocii mincinoși de proroci adevărați, slujitorii dăruiți de cei care au lucrat cu Duhul lui Balaam, de cei care au cântat din toată inima sau de cei care au vrut să fie afișați aici. Și cuvântul Domnului ne învață în această zi că trebuie să stăm înaintea Lui în veghere, pentru că nu știm nici ziua, nici ceasul când va veni Fiul omului. Noi nu cunoaștem lucrarea aceasta. Vegheați pentru ca să nu cădeți în ispită. Această lucrare a rugăciunii trebuie să ne însoțească pe fiecare din noi, ca atunci când vine El să ne găsească înaintea Lui neclintiți. Zice, vegheați, fiți tari, neclintiți. Adică să nu vă miște nimeni de pe temelia aceasta adevărului și să vă găsească Domnul atunci credincioși, oameni întăriți prin Duhul Sfânt, împlinind voia lui Dumnezeu și făcând faptele neprihănirii, pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Vegheați, fiți înțelepți în vegherea rugăciunii și Dumnezeu ne învață de atâtea ori și Domnul Iisus Hristos ne spunea să ne rugăm neîncetat, pentru că Domnul va duce ziua aceea când va duce și răsplătirea. Este adevărat, este foarte greu să veghezi. Spuneam și în altă parte, făcând serviciul de noapte și pentru că trebuie să veghez peste aparatele acelea la calculatoare, pentru că într-o fracțiune de secundă pot să dau toată instalația afară, spre dimineață, de la 2 începe să fie mai greu, de la 4 la 6 este cel mai greu. Apoi de la 6 la 7, făcând unele lucruri pe acolo, îmi trece mai ușor și se duce noaptea. Așa este și cu vegherea noastră. Veghem înaintea lui Dumnezeu și acum, când este vegherea, este mai grea. Dar Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze cu dragoste în veghere, să ne binecuvinteze cu o stare de smerenie, pentru că Hristosul nostru a fost blând și smerit cu inima. Vrea să veghem înaintea Lui, dăruind timpul nostru, jertfind din timpul nostru, sacrificându-ne înaintea lui Dumnezeu, înțelegând pe alții, cu un curaj deosebit,
că într-o zi vom primi răsplătirea de la Dumnezeu, că sunt lucruri în care trebuie să intri curajos, adică încredințându-ți soarta în mâna Domnului, încrezându-te în El și Dumnezeu este cu tine împreună lucrător și lucrează, dar dacă ți-e frică să intri în lucrare sau mi-e frică, nu ajungem la biruință și nu ajungem la răsplătire. Apoi trebuie să fim niște oameni integri, plini de credință în Dumnezeul acesta adevărat și sfânt, pentru că Domnul vine curând cu răsplata, Domnul vine pe neașteptate, Domnul vine ca un fulger de a răsări la apus. Domnul vine în momentul când eu și tu nu ne așteptăm, într-o clipeală din ochi. Și faceți examenul acesta și calculați-vă clipeala și vedeți ce repede vine Domnul. Ziua Domnului va veni ca un hoț noapte, adică pe neașteptate, nu ca hoț, ca un hoț. E exemplu, pentru că în momentul acela, dacă nu ești gata, s-ar putea să pierzi sau să pierd totul. Și Domnul vrea să ne ajute ca iminenta venirea Domnului să ne prindă pe fiecare din noi veghind. Pentru că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Evanghelia aceasta trebuie vestită până la marginile pământului și va fi vestită ca să servească tuturor neamurilor de mărturie, atunci va veni sfârșitul. Și în 2 minute închei, maxim, cu câteva strofe dintr-o poezie, din această temă biblică, fecioară înțeleaptă cu candela aprinsă, ce treaz aștepți într-una pe mirele iubit, coboară în serarea pe fața zilei stinsă și mirele, fecioară, nici astăzi n-a venit. Pe albastru cer se arată strălucitoare stele, strălucitor lucefer răsar în lung și în lat, dar nici în seara asta, o, nu e printre ele, luceafărul, fecioară, ce atât l-ai așteptat. Se întinde ca o mreajă a semnului ispită, lumina să ți-o stingă, vegherea să ți-o ia, dar suflet alb și candid rămâi nebiruită, că-și lungă privegherea, curând se va găta. Cu candela prinsă a credinței fecioară, în râu de lacrimi sfinte tu spală-te de somn și în haina curăției așteaptă în prag afară dorita arătare a scumpului tău domn. Nu-i nicio luminiță în sat, la nicio casă, căci nicăieri nu-i parcă un singur suflet treaz. Tu singură, fecioară, a cerului mireasă, veghezi prin câte chinuri, cu lacrimi pe obraz. Veghează, mai veghează, mai suferă o clipă, în candela slăită mai toarnă un de lemn. Vor trece toate acestea, vor trece într-o clipă, cum n-ar fi fost vreodată când el va face un semn. Dorm toți? O, nu-i nimica, tu rabdă și veghează, plângi mult, e greu vegherea, știu, suflete, că plângi. Și obrazul tău cu lacrimi în slavă îți va fi de el chiar șters. Răsare fața dulce a mirelui ce vine și harul într-o clipă pe veștea mângâia. Cu ce cununi mărețe de sori și stele pline îți va îmbrăca el fața de plâns ce-a privegheat. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin. Să priveghem. Amin. Există în cer un tron, spune cântarea pe care o înalță corul. Thank you.
Imaginați-vă că în locul boiașului din stație ar fi fost trâmbița lui Dumnezeu. Că trâmbița lui Dumnezeu nu așteaptă să ne terminăm cântarea, nu va aștepta să ne terminăm predica, nu va aștepta să ne terminăm cursitul sau aratul, nu ne va aștepta să ne terminăm proiectele, nu ne va termina, nu ne va îngădui și nu ne va lăsa până când ne vom termina noi toate ale noastre. Și trâmbița lui Dumnezeu va suna atunci când îi va spune Dumnezeu cuvântul de Dumnezeu. În față la cer, ne vom trezi. Că strâmbița lui Dumnezeu va scula morți. La ce? Zice cuvântul lui Dumnezeu citit în această zi, că toate au ațipit și au adormit. Rămânem la ceea ce avem scris în Sfintele Scripturile noastre și nu ne băgăm pe culisele întotdeauna ale prezumției că în altă parte a fost scris. Toate au ațipit și au adormit. Și dintr-o dată somnul lor a fost sfâșiat de strigarea, iată mirele! Ieșiți în întâmpinare. A început fără. Pregătirea campelului, luatul, știu eu, acesta adunat acolo pentru ce se
Zice că s-au sculat. Dar adevărata trezire a fost într-un alt moment. A fost în fața unui mare nu. Atunci a făcut. Câteodată, ca să nu ni se risipească somnul, trebuie să ieșim de orice au zărit acolo ceva, lumina a încercat să pună la fel. Dar adevărata trezire a fost în fața unui mare nu. În această zi, câteva cuvinte, câteva minute, cu atenționare pentru mine, pentru voi, pentru fiecare. Ce vom face în fața acelui tron pe care se purta pe există în cer? Cele nechipzuite, zice lor, dați-ne din unde lemnul vostru, că sunt să schimb candele. Prieteni, se legaseră, chiar dacă n-au fost, să zic așa, foarte, foarte apropiate, presupun, înainte. Dar timpul acela de a aștepta a creat o anumită legătură în prietenii. S-au cunoscut, s-au povestit, s-au... Și de aceea, la momentul când au sesizat criza, au îndrăzit să le spună celorlalte, împărțiți cu noi! Și s-au desmeticit, s-au trezit, în fața unui mare nu. Că cele înțelepte au spus. Nu. Ca nu cumva să nu ne ajungă nici noi. Și nici voi. Tu știi că ai o valoare? Tu știi că ai adunat sau că ar fi trebuit să adun? Și că ceea ce ai adunat nu-i de împărțit? Mă rog, discutăm noi despre altii, despre... Da, în parte spune. Spune, în parte. Ai două haine? Da. Și sunt mai multe domenii în care principiul și conceptul acesta operează, dar sunt unul. Acesta nu unde trebuie să fie în categoric nu, pentru ca alții să se trezească. Și când este vorba de aplicarea la valori, la valori spirituale, la valori veșnice, la ceea ce este pentru Dumnezeu, să ai tăria, să ai puterea să spun nu. Și spuneam altă dată într-un alt context. O ușă închisă, când trebuie închisă, va vorbi mai mult decât o predică de întindere mașină de predică de text. O ușă închisă la magazinul unui pocăit în ziua de duminică, poate să vorbească altuia mai mult. Zice, bă, dar acum? Acum vin să cumpere. Nu, ușa magazinului tău să fie închisă, să scrie acolo, nu! Pentru că este ziua închinată Domnului. Dar mai avem vreo zi închinată Domnului. Mă înțelegeți? Nu prea. Nu prea, după ce i-a vrut. Am uitat că 12 fără 10 și de gază cu plic, da. Eu totuși vă spun. A spune nu celui care îți pune în pericol
statutul tău de copil al lui Dumnezeu printr-un compromis de o natură sau alta înseamnă în fața propriei lui Dumnezeu acel nu pe care l-ai spus tu compromisul îți va atrage un da de la Dumnezeu de când de în fața unui nu categoric ar putea să se trezească ăia din casa ta, din neamul tău, de pe strada ta, din formația în care cânti, din biserica în care te închizi. Să spui nu, compromisul. Să fie ca Duhul lui Dumnezeu să folosească cu maniera aceasta, pentru ca să se trezească, să ne trezim. Unii fac din pilda această bază de doctrină. Nu asta a fost scopul. Scopul de Dumnezeu. Scopul Mântuitorului Iisus pentru atunci și pentru tot cursul vremii până astăzi și cât va mai fi, este să ne determine să fim vegetori în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos fără compromisuri. Fără compromisuri. Satul s-au dat, duceți-vă cumpărați, s-au dus la miezul nopții, vă rog, probabil că la miezul nopții erau bună oră, magazine non-stop sau una întâlnă, ea la urmă. Să cumpere. Nu ni s-a spus dacă au cumpărat ori baga, ni s-au spus că s-au întors și că întorcându-se au avut pretenții și pretențiile acestea s-au concretizat în strigarea, Doamne, Doamne, deschide-ne, pentru că s-au trezit în fața unei uși închise. Și apoi, al doilea nu. Când dinăuntru, cel care avea autoritatea asupra ușii, s-o închidă sau s-o deschidă, a spus, nu, Domnule, nu, Domnule. Ați avut vreodată vreo situație în care s-a constatat ceva care a acționat să dislocească inima? Să zici cum mă că ai constatat ceva. Să constat că după ce am stat la o coadă lungă în aeroport, la Cluj, după dimineață, și m-am sculat la 4 sau ceva, că stau, era altfel atunci, înainte de a fi reorganizat, de a fi aeroport. Și am stat la coapă aceea, lângă la Cluj, unde numai în două puncte se verificau documentele, să pun mâna aici, și să mi s-o prea pe ei, pentru că n-avea cuvântul. Și trebuia să mă duc, biletul era plătit, la București aveam probleme pentru ziua aceea. Și... problema s-a rezolvat, am beneficiat de asistență oficială a aeroportului și de legitimația de păstor. Am mers, dar înapoi a trebuit să solicit că mi se trimită o copie după biletul. Să ajungi după ce ai stat undeva și ai așteptat mult timp și să constați că nu-ți pot rezolva problema pentru că ceva glicește. Să urci 10 etaje din făină și când ajungi în fața ușii să constați că n-ai cheia. Ana era în sărțină și cine mi-a condus că era apartamentul persoanei respective și-a pus nicio problemă până în fața ușii. Când, după ce am urcat în casă de aceleași etare, abia mai sufla și zic, Dumnezeu, că n-am cheia.
să așteptăm. S-a rezolvat. Cu aeroportul să mai rezolvă sau nu, rămâne pe data viitoare. Cu apartamentul, rezolve atunci sau mai aștept. Cu una și alta, te mai descurci. Dar când va spune Dumnezeu nu, acela rămâne nu. Spre dimineață a avut un vis acum. Se făcea că trebuia să predic și să predic la o înmormântare fără mort. Toate tine. Adunarea fusese mai mare, dar s-au dus și a rămas un grup mai mic și trebuie să fie apărmire de tot. Bună oară cu surprinzări. Erau nerăbdători, n-aveau nimic. Dar știam că e slujbă de mormântare și că trebuie să predic. Și am avut și temă. Știți că fi un vis predic, dar și predic temă și făcut. Concret. Și tema a fost mai aveți timp? Și am apucat să spun pe două direcții. Pentru că s-au împrăștiat. Gata, atât. Mai aveți timp să trăiți cum se cuvine și mai aveți timp să muriți? Nu știu cum ați fi dezvoltat, n-am dezvoltat. Adică aveți timp să muriți. Dar vă întreb, mai aveți timp să trăiți? Să trăiți cu tine. Și unii aud zicând, bă, a fost ocupat cu nici timp să mor. Bă, timp să mor nu-ți cere din viață, ci va veni în cărerea timpului. Dar în fața timpului, nu-i puțin după. Nu cumva, în fața lui mare, nu-i puțin. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze, să ne călăuzească și să ne ajute, să nu facem compromisuri, să nu facem compromisuri la adevăr. Vorbea aici, dacă se poate, dacă nu se poate cumpăra, dacă nu, dacă nu. Există ceva ce ar putea să fie vândut, dar Cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează să facem altceva. Adică cumpără adevărul și nu-l vinde. Adică să spune nu. Când ești provocat cu minciuna zisă necesar. Când ești provocat de compromisul acela, lasă-l că ține și toată catolică. Mai poate să calcă. O să spun, cumpără adevărul. În Efeseni, în capitolul 4, și cu versetul 15, spune asta. Și credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos, binecuvântat fie numele Lui. Au ajuns astea din categoria a doua. În fața mirelui, în părtăția mirelui. Dar Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze și credincioși adevărul Lui, să creștem în toate privințele, absolut toate privințele. Un mai nimic poate să determine declanșarea acelui nu. Un mai nimic poate
poate să blocheze ascunsiunea ta. Un mai nimic. O neatenție, o nebăgare de seamă, o lipsă a răbdării. Cuvântul lui Dumnezeu spune, cu răbdarea voastră vă veți câștiga, vă veți mântui sufletele voastre. Și în Evrei, în capitolul 10 și cu versetul 35, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit, adică să nu fiți blocați în fața unui irevocabil nu. Responsabilitatea noastră, dacă vreți să vedeți, este să știm să spunem nu când este un pericol păstrarea, cultivarea valorilor eterne, a valorilor spirituale. Să știm să spunem nu celor care vor să ne compromită în crederea și așteptarea și pregătirea noastră cu tot felul de lucruri și de filozofii. Că dacă nu vom ști să facem asta, categoric, sigur, ne vom trezi noi în fața celui nu final. Că dacă fecioarele înțelepte n-ar fi deviat, s-ar fi trezit și ele în fața acelui nu. Mă rog lui Dumnezeu, ca în timpul care urmează de gândul acesta, că se poate și mai departe, să avem în mintea noastră și să prelucreze Dumnezeu gândul acesta, ca să putem să luăm decizii înțelepte. Să nu ne trezim după o viață, că nu rezolv nu știu ce problemă, că te trezești din față la casier, la magazin, cu costul plin, după ce ai și stată, ai și găsit ultimele lucruri care îți trebuiau ca să faci, nu mai erau altele, să te trezești că n-ai bani. Cu deplasare, mai rezolvă. Cu intrare undeva la o ușă din asta încuietoare, mai rezolvă. Dar acolo, la ușa aceea a Împărăției din Dumnezeu, nu mai este nici o altă rezolvare, dacă nu am rezolvat lucrurile pe timp. Rezolvăm sau nu rezolvăm? Pierdem pentru o zi sau pierdem pentru o săptămână ceva? Întârziem o lună cu ceva din pricina negligenței sau a neglijenței noastre? Dar după o viață, după o viață întreagă, poate de umblare, poate de slujire, credință, lejeră, cum a fost, să te trezești că în timpul nu se va mai putea întoarce niciodată și să ți se spune Dumnezeu să ne întâlnească la o cântărire ridicioasă și la o judecată sfântă. Amin. Am încheiat slujba din această dimineață, ne ridicăm și aducem mulțumire